Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, instituție publică de cultură ce își desfășoară activitatea sub autoritatea Consiliului Județean, organizează de ceva vreme un program intitulat Conexiuni Culturale. Program ce se desfășoară itinerant prin comunele județului Bacău. După un calendar, bineînțeles, cultural prestabilit. Astăzi suntem la Orbeni și vreau să mulțumesc domnului primar, pe care îl puteți vedea în spatele meu, pentru faptul că a fost de acord să fie partenerul nostru cu formația artistică din comună. Este vorba de grupul folcloric Spic de Grâu, coordonat de cântăreața, solista de muzică populară și totodată profesoară la Școala Populară de Arte Bacău, Maria Șalaru. Astăzi, întâlnirea noastră, care, bineînțeles, se desfășoară în condiții de pandemie, știți foarte bine, fără public, va cuprinde o prezentare și donare de carte. Vom vorbi, de fapt, va vorbi domnul profesor, conferențiar, de fapt, universitar, doctor Ioan Dănilă, despre Veronica Micle și Mihai Eminescu. De ce despre Veronica Micle, o să vă spună domnul profesor. Și vom încheia această șezătoare, îi zicem noi, așa îi spuneam, șezătoare literar-artistică, cu un program de cântece pascale, de florii, pregătit de grupul folcloric Spic de Grâu. Instituția noastră, pe lângă alte activități, face și diferite teme de cercetare. Cele mai bune văd lumina tiparului, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău. Am adus spre prezentare și să oferim și bibliotecii din comună, de la școală, câte un exemplar din o parte din aceste lucrări. Și avem odată rețete de bucate adunate de la sate. Aceasta este. Autor este Feodosia Rotaru, etnograful nostru de specialitate. Mai avem un volum pe care maestru Constantin Arvinte îl a dedicat celebrului violonist Ion Drăgoi. Și nu în ultimul rând, o panoramă a tradițiilor de iarnă din județul Bacău, intitulată De ce mii ianuarie. Pare un nume ciudat și am să-l las pe domnul profesor, care a avut o contribuție importantă, esențială, la realizarea acestei cărți. Vă rog, domnule profesor. Da, mulțumesc. Dacă îmi permiteți, m-aș întoarce la cartea despre Ion Drăgoi și am constatat cu plăcere că aici, în comuna Orbeni, mai precis în satul Scurta, s-a născut cineva din familia Drăgoi. E vorba de actorul Mihai Drăgoi, născut în 1944. L-ați cunoscut, desigur. L-am cunoscut, da, am jucat în multe spectacole împreună. Din păcate, ne-a părăsit la o vârstă, zic eu, când putea să mai trăiască, nu știu, vreo 60 ceva de ani avea când a murit. Dumnezeu să-l odihnească. Există o geografie spirituală a județului Bacău, unde comuna Orbeni este reprezentată de Mihai Drăgoi, născut în satul Scurta, comuna Orbeni. Întorcându-mă și la lucrarea De ce ianuarie, da, e un nume neobișnuit, dar sigur ați sesizat că este o combinație între cele două luni de iarnă, decembrie și ianuarie, aflate așa într-o contaminare perpetuă, în care se regăsesc obiceiuri de iarnă din județul Bacău, plugușoare, sorcove, colinde, și lucrarea este realizată, acesta este un lucru aparte, este realizată de studenții Facultății de Litere a Universității Vasile Alexandrii din Bacău,
în cadrul unui parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, de câțiva ani de zile este acest parteneriat. Lucrarea se încheie cu un CD, așadar acest material folcloric are și această reprezentare audio, iar comuna Orbeni este reprezentată aici de familia Drobotă. Familia Drobotă este cea care a furnizat studentului Iulian Fantu. I-a furnizat un astfel de material foarte interesant, însemnând un obicei de iarnă din județul Bacău. Vă rog. Da. Am să-l rog pe domnul primar să vină lângă mine pentru a-i mâna aceste cărți. Bănuiesc că domnul primar nu cântă în grupul folcloric, doar îl susține foarte bine. Domnule primar, acestea sunt cărțile. Acestea sunt, vă rog frumos. Sigur, mai sunt celelalte exemplare pe masa aceea. Și sigur că da, le veți oferi bibliotecilor din cum considerați dumneavoastră. Acum, înainte de a pleca noi, de a părăsi platoul de filmare, ca să fiu un... Da, o să-l rog pe domnul profesor să explice de ce Veronica Micle și Mihai Eminescu, următorul punct din programul nostru. Vă rog, domnule profesor. Dacă domnul primar dorește să... Dacă dorește, nu vorbiți acum, e mai bine, așa. Eu vreau să vă mulțumesc cu ceea ce se întâmplă astăzi la Orbeni. Este un moment pentru noi. Este un moment, altfel spus, inedit să fim alături de dumneavoastră sau de eveniment. Iar grupul Spec de Grâu de la Orbeni, în continuarea celor prezentate de dumneavoastră, a pregătit deja un material specific sărbătorilor pascale, la care urmează să vă invităm să participați și dumneavoastră alături de noi. Vă mulțumim pentru tot ceea ce se întâmplă, vă mulțumim frumos. Da. Mulțumim și noi, domnule profesor Veronica Micle. Da, datoria. E 24 aprilie, mergem în urmă cu două zile, așadar pe 22 aprilie 1850, la Năsăud s-a născut Veronica Micle. De ce o omagiem? Pentru că odată pentru că suntem atât de aproape de această dată calendaristică, dar și pentru că a avut un rol esențial în viața și în biografia lui Mihai Eminescu și în creația sa artistică. Pentru a vă face o imagine, pentru că noi nu o știm decât ca prietena, să-i spunem, lui Mihai Eminescu, vă voi prezenta aici pagina din România Literară, revista Uniunii Scriitorilor din România, unde pe o pagină întreagă, iată, este prezentată Veronica Micle în ceea ce înseamnă personalitatea ei artistică și cu câteva adaosuri legate de ceea ce înseamnă literatura feminină la noi. Veronica Micle și Mihai Eminescu și-au datorat unul altuia într-o reciprocitate fertilă și-au datorat unele poziții din literatura română. Dacă n-ar fi fost Veronica Micle, noi n-am fi avut poezia de dragoste a lui Mihai Eminescu. Dacă n-ar fi fost Mihai Eminescu, Veronica Micle nu am fi vorbit despre Veronica Micle ca despre o personalitate a literaturii române. Pentru că ea este, totuși, este o poetă. Vă voi prezenta doar volumul acesta, volumul poeziei, apărut la Editura pentru Literatură în 1969, și în care se află poeziile publicate de Veronica Micle, la îndemnul, la încurajarea lui Mihai Eminescu, și imediat voi da citire unor texte de aici, dar până atunci, pentru că circulă foarte multe legende legate de relația dintre cei doi, cel mai bun rezumat al acestei relații l-a realizat Mihai Eminescu. Iată ce spunea Mihai Eminescu. Ce s-au ales din două vieți? O mână de cuvinte, cărora abia le-ar da un preț aducerile aminte.
Nimic din tine în urmă nu va rămâne. Acest ultim vers îi aparține Veronicăi Micle, se află pe piatra de mormânt de la Mănăstirea Văratec, deci dacă veți ajunge la Mănăstirea Văratec, căutați neapărat mormântul Veronicăi Micle, pe care se află acest epitaf. Și pulbere, țărână, din tine să alege, căci asta e a lumii nestrămutată lege. Nimicul te aduce, nimicul te reia, nimic din tine în urmă nu va mai rămânea. Și pentru că am promis că voi citi două, trei texte, voi începe cu unul scris de Mihai Eminescu și adresat indirect Veronicăi Micle. De câte ori iubit-o, de noi mi-aduc aminte, oceanul cel de gheață mi-apare înainte. Pe bolta alburie o stea nu se arată, departe doar luna cea galbenă, o pată. Iar peste mii de sloiuri, de valuri repezite, o pasăre plutește cu aripi ostenite, pe când a ei pereche înainte tot s-a dus cu un pâlc întreg de păsări, pierzându-se în apus. Aruncă pe a ei urmă priviri suferitoare, nici rău nu-i pare acum, nici bine nu, ea moare, visându-se într-o clipă cu anii înapoi. Suntem tot mai departe de olaltă amândoi, din ce în ce mai singur mă întunec și îngheț, când tu te pierzi în zarea eternei dimineți. Mihai Eminescu și, în continuare, o poezie dedicată de Veronica Micle, inclusă în acest volum, cum spun, dedicată lui Mihai Eminescu și datată 16 iunie 1889, așadar la o zi după ce Mihai Eminescu a trecut în eternitate. Raze de lună, lui. Ce n-ar da un mort în groapă pentru o răsărit de lună? Ai zis tu și eu atunci, când pe adorul lui aripe dușde al iubirii farmec, privind cerul împreună, noi visam eternitate în durata unei clipe. Ce n-ar da un mort din groapă pentru o jerbie de rază, ce din lună se coboară și pământul îl atinge, să mai simtă încă o dată fruntea că îi luminează și că în pieptul său viața cu căldură se răsfrânge. Sigur, noi credeam că dânsul ar schimba cu bucurie asa liniște eternă, pacea lui nestrămutată pentru o rază de la lună, pentru o dulce nebunie, pentru o clipă de iubire din viața de altă dată. Însă clipa de iubire zboară, zboară fără de urmă și în locul ei amarul și pustiul ne rămâne. Ah, și ca să porți povara unui chin ce nu se curmă, tu, cu moartea ta în suflet, te târăști de azi pe mâine. Dacă ar da un mort din groapă pentru un răsărit de lună, asa liniște eternă, eu aș da, de voie bună, toate razele de lună, toate razele din soare, să te pot uita pe tine, să simt sufletul că-mi moare. 16 iunie 1889. Și Veronica Micle, așadar, este cunoscută ca poetă, dar mai puțin cunoscută este ca autoare de aforisme și acest volum se încheie cu câteva aforisme. Voi citi 5 dintre acestea. Vă rog să medităm împreună. Așadar, oamenii incapabili de a face ceva bun în astă lume așteaptă ca alții să facă chiar imposibilul. Sau, cumpăna dreptății omenești e așa de sensibilă, încât interesul de greutatea unui fir de păr nimicește echilibrul discurilor sale. Sau, dușmanul cel mai înverșunat și prietenul cel mai mângâitor este propria noastră memorie. Sau, în poezie, adeseori se sacrifică ideea pentru rimă, în viață, inima pentru situații sociale.
Și ultima, câtă vreme mai ești susceptibil de o bucurie, te poți aștepta la cea mai mare durere. Închei cu momentul Eminescu și vreau să vă prezint revista Ateneu, pentru că în revista Ateneu am inaugurat, începând cu acest an, o rubrică eminesciană, în care am așezat și vom așeza în continuare, la fiecare început de an, date inedite despre biografia și opera lui Mihai Eminescu. Ei bine, am aflat cu mare bucurie că Mihai Cimpoi, un eminescolog de marcă al nostru, din Republica Moldova, Mihai Cimpoi a făcut cunoscut că la Berlin s-a descoperit semnătura lui Mihai Eminescu în dreptul primirii diplomei de cursant, atenție, și nu de audient, deci el a absolvit, probabil vom avea și diploma, deocamdată doar semnătura a fost descoperită, a absolvit Universitatea din Berlin. Încât Tito Maiorescu, atunci când i-a cerut să se înscrie la doctorat, avea acest fundament și anume al absolvirii Universității din Berlin. Vom avea, cum spuneam, în fiecare an câte o noutate legată de biografia și opera lui Mihai Eminescu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnule profesor, și în încheierea acestui moment, pe care noi l-am intitulat generic Conexiuni Culturale, un microrecital susținut de grupul folcloric Spic de Grâu. Mă
Să ne păstrăm.
Thank you.
Thank you.
Mulți ani trăiască!
activitatea dumneavoastră, cu activitatea noastră și te dorim fericite și vă copii. Doamne ajută, sănătate, mult, Doamne, sănătate, bine aveți de treabă, cu creștere mai departe.